Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Vă salutăm cu drag de aici de la EMI TV, studiourile de la Târgu Jiu. Eu sunt Elisabeta Vasile și vă invit în fața micului ecran să vizionați o emisiune dragă dumneavoastră și dragă nouă. Bineînțeles că noi ce facem aici, facem cu pasiune și cu dragoste. Vrem să vă ținem și în această seară acolo în fața micului ecran, așa că rămâneți pe EMI TV. Avem invitații de seamă și în această seară avem și tineri care știți dumneavoastră că nouă ne plac pentru că ei duc mai departe folclorul și vreau să prezint prima invitată care vine de la drum lung. Pe lângă faptul că este o solistă cu calități deosebite, frumoasă și la chip și la cântec, îmi este și o prietenă foarte bună și foarte apropiată. Vreau să invit alături de mine pe Elena Comăneci. Mai avea și un al treilea prenume, să zicem, sau nu, nume, dar am zis doar unul. Și o să-mi spui tu dacă vrei Numele de să-mi zic și pe scenă. celălalt. Numele Numele de de scenă. scenă, te rog Da. frumos, da. Deci, Bună Elena seara. Comăneci. Ea vine de la București, Da, de bună la seara. capitală. Bine v-am găsit. Bine ai revenit. Nu e prima dată când vii la noi, pentru că tu ai mai fost la noi, Elena, și eu mă bucur că noi suntem bune prietene, în primul rând. Da, Beti, mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, a fost o provocare pentru mine, în sensul în care a fost un drum lung, chiar am greșit drumul la un moment dat și mă Cu temeam toate că foarte ai mai fost tare. aici. Da, am mai fost și la voi în emisiune, la Târgu Jiu vin foarte des, pentru că am foarte mulți colaboratori cu care lucrez de aici, dar erau ceva lucrări pe drum și m-a deviat un pic GPS-ul și am Dar avut oarecare emoții că nu s-a ajuns, dar uite că Dumnezeu a vrut să fiu aici cu voi. probabil când ai fost ultima dată nu aveam așa acest studio schimbat. Cred Da, că îți am place, observat, da, îți da. plac costumele noastre, că știu că achiziționezi mereu Sunt costume, ești pasionat. în căutare. Da? Sunt pasionat, am observat că ați schimbat decorul. Foarte frumos, vă felicit Da? din toată inima. Mulțumim. Și nu doar pentru decor, ci pentru întreaga activitate a voastră și pentru toată ascensiunea de care dați dovadă în ultimul timp. Măi, asemenea urări, cum să spun, și tu faci la fel. Ai o ascensiune foarte frumoasă și foarte rapidă. Te-am cunoscut acum, să zic, 10 anișori, nici nu știu exact cât au copiii tăi. Vreau să vă spun, dragi 12. telespectatori, că am avut bucuria și privilegiu să-i cânt acestei fete frumoase și acestei prietene dragi la nuntă. După aceea, la botez, care doi copilași, două flori minunate, o fetiță și un băiețel. Da, așa este. Mulțumesc frumos. Îi salut mamii. Cred că ne privesc acum. Și îl salutăm și pe Bogdan, pe soțul tău. Te salut, Bogdan. Da. Sunt alături de mine toți membrii familiei mele și îi salut cu drag, atât pe ei, cât și pe consătenii mei, pe vecinii mei, de ce nu? Da, și de asta spuneam că ai avut o ascensiune. De ce? Pentru că începuturile tale au fost cumva, și poți să ne spui tu așa, de acolo, de la Onești vii tu, deci ea vine de unde este Nadia Comăneci, da? Comăneci, Da, Elena de la Onești. Comăneci, cum? Exact, Să de nu la spui că Onești. ești și gimnastă așa bună și nu știm noi. Nu știu, asta chiar n-am încercat. Am multe pasiuni, însă asta chiar nu m-am gândit să încerc. Probabil că practic alergat-o după copii în ultima vreme și mi Te face ajută la să fii siluetă. sportivă, nu? Da, exact. Exact, am o mulțime de pasiuni, așa cum spuneai, recondiționarea costumelor mele. Da, într-adevăr, am început să cânt acum foarte mulți ani. O vreme delungată o tratam ca pe o pasiune, însă în ultima vreme mi-am propus să o tratez ca pe o profesie. Ca pe o Și profesie fac și eforturi în sensul foarte bine acesta. faci. Foarte bine faci. Mulțumesc! Moștenești pe cineva din familie? Nu cred că moștenesc talentul, în schimb moștenesc ambiția care e mai importantă în meseria asta Ah, decât Doamne, dar ce orice lucru mare ai talent. spus. Asta e extraordinar, da, asta e extraordinar. O să mai vorbim în continuare. Acum să invit alături de mine o familie muzicală și pe scenă și acasă. Este vorba despre Alina Bălăceanu și Dinuț Bălăceanu și invit aici alături de mine. Bună seara, dragilor, și bine ați revenit la EMI Bună seara și bine v-am regăsit! TV! Mai ne-a fost dor de voi, pentru că în vara asta ne-ați lipsit, așa, nu știu care a fost cauza, dar ne spui tu. Datorită evenimentelor care au fost mai multe ca în alți ani datorită pandemiei și multe proiecte și multe alte Păi treburi, n-am asta reușit vreau să să spun. ajungem. Hai, au fost evenimente ca Da. evenimente, dar voi ați venit și cu ceva noutăți în seara asta, nu? Dinuț, soțul meu, are o Bună seara, melodie. Dinuț, ia să-ți auzim Bună seara! glasul. Bună seara! Ai venit cu acordeonul tău să ne faci și o instrumentală? Poate cântăm ceva așa la rece, cum îmi place mie?
pot Așa să facem? Așa că, dragi telespectatori, stați până la final. Ia spune-mi, Dinuț. În această seară o să am și o piesă nouă în premieră cu vocea. Wow, băi, eu nu știam, că tu ești și solist vocal, eu știam că ești doar instrumentist. La evenimente mai când și din gură, așa, spre dimineață. Cred eu că îți place să smulgi așa aplauze și să scoți ciubucul din buzunarul omului, a? Da, hai este. Că te citesc. E foarte bine, e foarte bine. Și cum se numește piesa? Piesa se numește, chiar acum i-am pus împreună cu dumneavoastră numele, Trag cât mai sunt în putere. Trag cât mai sunt în putere. Am filmat acum câteva zile videoclipul și așteptăm să iasă peste deci două săptămâni. Și o să avem și videoclip aici, deci dragi telespectatori. Și este în premieră astă seară melodia. Mulțumim că ai ales Emi TV, deci o să fie piesa în premieră în această seară, iar videoclipul o să-l vedeți pe parcurs când Dinuț o să-l finalizeze acolo, cei care se ocupă de el, bineînțeles. Și de sărbători, cred că o să-l vedeți și pe Emi TV. Siguranță. Și tu ce ne cânti în seara asta? Eu am trei melodii, am și o melodie în lucru, dar e un alt gen, mai comercial așa. Da? Mergem pe mai comercial. Da, aștept de la voi și o emisiune live, așa cum ați promis, acum că v-ați mai eliberat. O să venim cu colegii, cu toată formația. Puteți să-i și salutați. Salutăm colegii, salutăm și prietenii, pe Lori și Liviu Cortiuga și pe vecinii noștri, Mihaela și Madalin, care se uită acolo de acasă. Îi salutăm și noi cu tot dragul și mai vorbim acum să invităm alături de noi pe Andrei Ciotor. Andrei Ciotor este un copil talentat, eu îi spun copil, cu toate că el a crescut așa, de când îl cunosc eu a crescut frumos, dar culmea și în cântec, dar te-ai făcut și ca Bradu, așa, mult mai înalt decât mine. El este elevul Raluca Elena Ghișe, care este un profesor minunat, are acolo numai copii talentați pe care îi pregătește așa cum știe dânsa mai bine și îi mulțumim că de fiecare dată, uite, ne trimite copiii aici să îi vedeți dumneavoastră. Bine ai revenit, Andrei! Bună seara, bine v-am regăsit. O salutăm pe doamna profesoară. Și noi o salutăm. Și ce ai mai făcut de când nu ne-am mai văzut? Melodii, avem în lucru câteva melodii. Școala cum e? Școala populară de artă? Da, foarte bine. Tu în ce an ești? Anul 6. Anul 6, deci de fapt câți ani o să faci la acolo? Ești ultimul an? Sunt anul 3 perfecționare. Nu mai știu cât se mai fac, știi? Că pe timpul meu se făceau 3 ani. Mari și tari, acum nu mai știu cum este. Cât vrem noi, da, nu? Da, cât se dorește. Deci, eu zic că mai am și o nevoie de școala populară de artă câteodată, așa că tot timpul avem de învățat, da? Niciodată nu trebuie să spunem ne oprim aici că noi suntem cei mai buni, da? Și ce vrei să mai, pe parcurs ce cântece vrei tu să mai imprimi sau ai mai imprimat? Nu știu, lucrezi la ceva? O să imprim, da, lucrăm la ceva. Mâine o să merg să imprim. Deci nu dai din casă. Nu. Tura următoare, surpriză, la altă emisiune, vii cu surpriza. Mare drag, da? Mare drag. Hai să invităm alături de noi o altă fată talentată, care a fost și pe la noi, pe la filmări, să știți, o să o vedeți acolo, de Moș Nicolae. Este vorba despre Andreea Văduva. Bine ai revenit! Bună seara! Ne-am regăsit! Frumoasă! Uite ce frumos ai pus marama. De unde vii tu, Andreea? Din comuna Roșia de Maradia. Și am observat așa și data trecută la acea filmare și acum când mi-ai prezentat piesa că cânti din repertoriul cuiva. Aparțin cuiva, poți să spui despre cine este vorba? Mă las în suspans? Păi nu știu, eu știu despre cine este vorba, să vedem dacă știe, dacă vrei să afle și telespectatorii. Din repertoriul doamnei Răposatei. Doamnei, celei care a fost o voce extraordinară. Extraordinară, Filoftea Lăcătușu, care mi-este mătușă. Deci, tu ești, ai ceva din neamul dânsei, nu? Să zicem, să sperăm, da. Păi acum, la cântec am văzut că ai o voce caldă, o voce frumoasă, mai cânt și din repertoriul dumneai. Pe parcurs probabil o să-ți faci un repertoriu al tău propriu, că așa trebuie normal. Devenim noi până la urmă, să nu cântăm cântecele altora, dar tu fiind tânără și la început de drum, poți cu siguranță și cu bucurie să duci cântecele altora mai departe, adică celor care au fost modele și rămân în continuare pentru noi. Normal. Da? Bine. Dacă vrei să-ți saluți prieteni, familie. Bună! Bună, salut. Roșia de Amaradia! Salutăm și pe domn primar. Domnul primar, exact. Domnul Liviu Ion Cotoșman. Păi vezi. Îl salutăm.
Să nu-i facem propaganda, da. Da, îi facem totuși, da, până la urmă, că ne-a ajutat foarte mult. Păi dacă v-a ajutat, îi mulțumiți, noi îi mulțumim. Știu că am mai fost și noi pe acolo pe la spectacole și poate ne mai cheamă, nu se cum știe să nu? Niciodată, cum să nu? Că dumnealui iubește folclorul. Și invit alături de mine, telefoanele, cred că nu se aud, că am zis să fie pe silent, o micuță frumoasă prietenă, care a mai fost la noi în direct, mai de multișor, dar acum nu mai are emoții, și o cheamă Iuliana Pătrulescu. Bună seara și bine v-am regăsit! Bine ai revenit, frumoasa mea, bine ai revenit! Ia spune-mi tu, la clasa cărui profesor ești? La Școala Populară de Artă, da? Da. Ia spune-mi, gura mare așa, sau de domn profesor sau doamna profesoară, ia să vedem. Doamna Raluca Elena Ghișă. Tot la doamna Raluca Elena Ghișă. Mă, doamna Raluca Elena Ghișă are numai copii talentați, copii frumoși. Uite, vă învață cum să vă îmbrăcați, așa-i? Da. Nu? Da. Mă rămân pe cap. Bine, tu ești prea micuță să spui mă rămân pe cap, pentru că, uite, n-ai nevoie nici de machiaj, de nimic, ești un copil frumos și nu-ți trebuie nimic artificial. Ce ne cânti în seara asta? Mi-a venit doar să mă duc și ies cu dormine-codor. Mi-a venit dor să mă duc frunzuliță, făi de nuc. Mai ții minte cine cântă piesa asta? Da. Cine? Filoftea Lăcătuș. Măi, ce faci? Tot de acolo vii și tu, de unde vine și uite, fata care zice că are ceva grad de rudenie cu Filoftea Lăcătușu. Tu ești de la Alunu? Alunu, județul Vâlcea, sat Bădești. Da, deci ești vâlceancă. Și piesa, cea de-a doua piesă, cum se numește, care ne voi cânta? Azi cu dor, mâine cu dor. Da. Și știi cine o cântă? Da. Cine o cânta? Maria Apostol. Da? Maria Apostol. Ce pot să spun decât că mă bucur? La școală, pe ce cânte, ce mai cânti din repertoriul căror interpreți? Maria Lătărețu îți place? Da, dar când de la mai mulți. Când de la mai da. Mulți, dar o doină ai învățat? Da. Da? Și cum, dacă te pun în seara asta să ne cânti o strofă așa, ne cânti sau ai emoții? Am emoții. Ai emoții, lasă că ne cânti altă dată, dar după ce cânti primul cântec, mai stăm de vorbă, să treacă emoțiile, da? Da. Bine. Să continuăm cu prezentarea și avem aici să prezentăm pe un flăcău așa. Se numește Octavian Lunceanu. Octavian Lunceanu, mă bucur că este nepotul unui fost coleg de-al meu, Mitel Paser. El este profesor la Liceul de Muzică, profesor de NAI, dar cu noi a cântat cu orga, cu acordeonul, deci este foarte talentat Mitel și la rândul lui aduce în fața dumneavoastră elevi talentați, elevi care au ieșit de acolo din mâna lui. Este profesor și la Craiova, la Facultatea de Muzică. Te salutăm, Mitel, pentru că astăzi seară ne-ai trimis un elev talentat. Este nepotul tău și îl cheamă Octavian Lunceanu. Bine v-am găsit! Bine ai venit la noi, Octavian! Mă bucur să te cunosc și o să mă bucur să te și ascult, că am înțeles că ești foarte talentat. Da. De unde vine talentul? Nu te mai întreb, că vine de la Mitel, nu? Da. De la unchiul tău. Da. Dar el s-a ținut de capul tău să mergi pe drumul ăsta sau a fost așa plăcerea ta, pasiunea ta? Și el s-a ținut, dar și mie mi-a plăcut naiul. Și am vrut să continui să merg pe acest drum, să văd dacă voi reuși să ajung. Eu cred că reușești pentru că... Câți ani ești tu? 12 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Și de câți ani te pregătește Mitel acolo? Eu când de la 4 ani. Păi ai ceva anișori, ai ceva. Da. Și ai avut așa bucuria și privilegiu să participi la festivaluri, la concursuri? Da, am fost la diferite concursuri, cum ar fi Olimpiada Interjudețeană. Și ai furat premii? Da, locul întâi. A, păi înseamnă că tu te felicităm și în seara asta tot locul întâi îți dăm și noi. Și la concursul național și internațional Orfeus, la care am luat tot locul întâi. Vezi, Elena, ce copii talentați, poate îi faci și tu pe ei tăi tot artiști. Da? Și mai ai vreo surioară așa talentată sau e singur la părinți? Sunt singur la părinți. Nu contează să fii sănătos, poate vine și o surioară, nu se știe niciodată, da? Da. Abia așteptăm. Ce ne vei cânta în seara asta? Vă voi cânta un colaj de cântece care conține Condorul, Mociriță cu Trifoi, Mai ții minte, mai dragă Mărie și o sârbă oltenească. Noi am cântat lui la botez.
Vai, spune soțul meu că eu ți-am cântat ție la botez. Spune noi ți-am cântat, adică eu cu Mitel Pasăre, cu Gigi Măleianu, cu Gigi Vasile și cu mine, da? Da. Deci atât de tânără sunt eu. Vedeți ce tânără sunt? Mă bucur. Eu am uitat, dar așa este. Noi ți-am cântat ție la botez. Probabil o să vezi o casetă acolo, o să vezi cum eram și noi. Că, na, am avut și noi un drum al nostru pe care am mers încetişor și ție îți dorim să ai un drum frumos, să așezezi în tot ceea ce faci și de-abia așteptăm să te ascultăm și în această seară. Da. Pe cine mai avem noi să prezentăm? Mai avem o domnișoară frumoasă, să-i dau microfonul. Ea vine de la Stoina, da? Și se cheamă Iulia Andreea Fota. Tu ai avut un videoclip frumos la EMI TV, dacă nu mă înșel, și da, cred că ai mai fost și pe la noi cu doamna, cu Livia Streață, cumva? Da. E, mi-aduc bine. Deci eu nu vă uit. Odată de două ori să veniți pe la mine și pe la noi și imediat v-am reținut. Mai ales că e și talentată și frumoasă și costum frumos. Mulțumesc. Bună seara și bine ai venit la noi. Bună seara și bine v-am găsit. Ce mai faci tu, draga mea? Cu cântecele. Cu cântecele. Și de la Stoina. Pe cine ai moștenit tu așa? Cine a cântat în familia ta? Cu mami mai cântam prin casă, rest... Da, așa, eu știu, ai vreo mătușă, vreo bunică, vreo, nu știu, care să fi cântat, să fi făcut din asta așa o meserie, nu știu, poate pe la nunți să fi cântat, nu să fi ajuns mare interpret de muzică populară. Nu. Mar, nu? Nu. Atunci înseamnă că e nativ, așa ți-a dat Dumnezeu glășciorul ăsta și mami te-a îndemnat să mergi pe drumul cântecului, nu? Da. Și unde faci? Cine te pregătește pe tine? Sunt la doamna Anișoara Popescu, da? La domnul Gabriel Răducanu, da? La pian, și la Maria Tănase, la domnul Marius Măgurean. La atelierele de folclor de la ansamblu Maria Tănase, nu? Da. Așa, îi salutăm pe toți de acolo, toți profesorii și pe toți elevii, pe toți colegii tăi. Și ce ne vei cânta seara asta? În seara asta vă voi cânta Ia ascultă lele floare, o sârbă. Păi, eu de-abia aștept. Eu să-mi luăm lea floarea și tu îmi cânti mie sârba, da? Și eu joc pe, după cum cânti tu. Da. Da? Dragi telespectatori, fiți cu ochii pe noi că începe muzica. Muzica, dragilor! Prin viață frumos să trec. Nu vreau bani și nici avere, doar să trăiesc cu plăcere. Îmi place să mă petrec. Prin viață frumos să trec. Nu vreau bani și nici avere, doar să trăiesc cu plăcere. Iubesc lumea, iubesc viața, petrec până dimineața, că și voia.
și bun. Nu vreau să-mi treacă anii, tot muncind să adun banii. Iubesc lumea, iubesc viața, petrec până dimineața, că atât o să-mi rămână dragostea și voia bună. Iubesc mare casa mea, să-mi fie mereu aproape.
și mă învață juca se nu ni rete lumea. Rânză vir din busuioc, ia mă băbițe la joc și mă învață juca se nu ni rete lumea. Ai de joacă mă băbițe, măcar o leguță, ram dara dara, cât îi zoare pe cer sus, să nu te dai dus. Ai de joacă mă băbițe, măcar o leguță, ram dara dara, cât îi zoare pe cer sus, să nu te dai dus, mă. Badița s-o prefăcut, că la joacă e priceput. Tani cum ne-am apucat, că mi-așa eu a-s-o dat. Badița s-o prefăcut, că la joacă e priceput. Tani cum ne-am apucat, că mi-așa eu a-s-o dat. Ai de joacă mă badiță, măcar o lecuță, ram dara dara, cât-i soare pe cer sus, să nu te dai dus. Hai de joacă mă băbiță, măcar o lecuță, ram dara dara, cât-i soare pe cer sus, să nu te dai dus, mă. Hai, hai, așa, mă. Nici asta nu s-a prins, cum la cioc noi ne-am încins. Și-am jucat de-am adunat lumea din întregul sat. Nici asta nu s-a prins, cum la cioc noi ne-am încins. Și-am jucat de-am adunat lumea din întregul sat. Ai de joacă mă badiță, măcar o lecuță, ram dara dara, cât-i soare pe cer sus, să nu te dai dus. Hai de joacă mă badiță, măcar o lecuță, ram dara dara, cât-i soare pe cer sus, să nu te dai dus, mă. Atunci când m-ai amăgit, că la joc îmi ești fruntaș, la fără pătimaș. Ia-ți bădi ce-ai gândit, atunci când m-ai amăgit, că la joc îmi ești fruntaș, la fără pătimaș. Hai de joacă mă bădiță, măcar o lecuță, ram dara dara, cât-i soare pe cer sus, să nu te dai dus. Hai de joacă mă bădiță, cam să-ți fac mândiță, ram dara dara, și cam ieșeam să-ți fac când ești tare drag. Hai de joacă mă badiță, cam să-ți fac mândiță, ram dara dara, și cam ieșeam să-ți fac când ești tare drag. Hei, hei! Hei, ce frumoasă este emisiunea noastră în această seară. Petrecem împreună cu Elena Comăneci. Beti, ți-a plăcut piesa mea? Da, chiar vreau să te întreb. Deci petrecem cu tine, petrecem cu Elena Comăneci, da? Cu Alina Vălăceanu, cu Dinuț Vălăceanu, cu Andrei Ciotor, cu Andreea Văduva, cu Iuliana Pătrulescu, Iulia Andreea Fota și Octavian Lunceanu. Și n-am uitat pe nimeni, da? Nu am uitat pe nimeni. Toată lumea a fost prezentată încă o dată, pentru că mă gândesc că poate unii dintre voastră ați reușit să dați acolo la Ofix când a început emisiunea și ați auzit cântecele frumoase pe care le-au prezentat acum în primul calup colegii mei și mi-a atras atenția melodia asta ta cu tentă moldovenească. De fapt, e Moldova, Moldova, da? Da, este Moldova, este făcută, este orchestrată de maestru Cristian Năstase de la Bacău. Îl salutăm, face lucruri frumoase, sună totul foarte frumos. Eu am văzut și videoclipul și dacă vrei să ne vorbești, te rog. Da, videoclipul este unul special pentru mine. Pentru prima dată în viață când am reușit să fac un asemenea proiect, în sensul în care am reușit să filmez acasă la părinții mei, în comuna ca și în județul Bacău, cu dansatori, cu orchestră, cu masă, cu bucate alese, cu ca la toată familia. Deci, când am văzut videoclipul, am crezut că nu e adevărat. Înseamnă multă muncă din partea ta și celor care au fost acolo implicați în proiectul tău. Părinții tăi ai pus și pe ei la treabă, da? Părinții mei și dacă vreți să vă spun ceva din spatele cortinei,
toată mâncarea de pe masă a fost făcută de mânuța ta. De mine, de mătușa mea, de mama mea, de bunica, cât de noi. Trebuie să spunem telespectatorilor că tu ești și o gospodină desăvârșită, știi să faci cele mai bune poale în brâu. Păi dacă da? Sunt moldoveancă acum, se subînțelege. Da, mai ești moldoveancă, mai ești și leoaică, deci vă dați seama ce aprigăie. Da, sunt... Cum? Mă gândeam așa, cum pregătită ai timp de toate? Nu se poate să nu ai timp. Dacă vrei, îți faci timp pentru orice. Păi da, cum mai puțin, menții, da? Cum mai puțin somn, vorbeam mai da. Devreme cum se menține Elena Comăneci așa cu ca o 90-60-90, da, să zicem, cu da? Doi copii, da. Cu doi copilași. Cu mai puțin timp petrecut la masă, cu mai puțin timp petrecut în pat. Așa, toate deci cu multă activitate. Exact, multă. Și acum, vrei să luăm un telefon în direct? Cineva vrea să ne felicite mare drag, pentru această așteptăm. Emisiune. Și spunem, alo? Alo? Ia să vedem cine e cu noi în seara asta. Alo? Ionuț Gogelea de la Stoina. Bună seara! Bună seara, Stoina e cu noi în seara asta. Vă salutăm pe toți de acolo. Sunt și eu să vă salut și să salut vecina noastră de aici, Iulia Fota. Iulia, stai aici să te vadă stoienii tăi, măi. Uite, un domn de la Stoina, ia. Îl cunoști pe domnul? Salutăm. Da. A, păi ia vorbește cu domnul, ia. Zi bună seara. Bună seara. Bună seara. Spune, vă place emisiunea noastră? Ai întrebă pe domnul. Vă place emisiunea noastră? Cum să nu? Abia așteptăm să ne cânti. Da, păi ne bucurăm că vă urmăriți. E rudă cu tine domnul sau e doar consătean vecin și atât? Vecinul. Deci vecinul, să stați cu ochii pe vecina dumneavoastră, cea talentată și cea frumoasă. Și dacă vreți să mai spuneți ceva, vă rog. Atât. Mulțumesc să aveți o seară frumoasă și salutăm toată echipa. Mulțumim și noi că ne urmăriți, urmăriți-ne centru, în continuare. Din centru de la Stoina de Doamne ajută, vă salutăm cu mult drag și vă invităm să mai reveniți. Vreau să le spun tuturor telespectatorilor că în această seară putem să mai luăm și cât un telefon, dar în general când suntem prea mulți vrem să vorbim cu toată lumea și nu mai putem să preluăm și telefoane, să nu se supere pe noi. Ia spune, tu ajuți pe mami așa, ai început să o ajuți pe la bucătărie? Uite că tocmai ce se lăuda Elena, că nu că se lăuda, asta nu e o laudă, ei chiar îi place să gătească și a învățat de la mama ei să gătească. Da, o ajut. Da? Ia spune, ce a făcut mami bună în casă și ai zis, mă, ia să fac și eu ceva, te-a pus să faci tu sau ai făcut tu că ți-a plăcut? Cozonac, am făcut că mi-a plăcut. Vezi, măi, vezi? Da, și eu la cozonac nu mă băgam cu mami, numai că în loc de verdeață i-am adus din aia de la morcov, de aia m-am mărit toată ciorba în loc de pătrunjel, știi? Deci am făcut și eu boacăne, da? Tu ai făcut vreo boacăne așa până la vârsta asta, că na, copilăria e copilărie. Da. Da? Și te-a certat mami, e singură la părinți? Da. E singură la părinți și nu-ți mai dorești un frățior? Ba da, da. Da, spune mami și lui tati în particular, mami mai vrea un frățior, da? Ca să ai cu cine te juca. Și poate cântă și el tot ca și tine, da? Da. Da? Bine, Evita, hai să mai vorbim în continuare, uite și cu cea mică, Iulia. Tu ai... Alo, mai avem un telefon, ia, hai că avem fetițele aici, bună seara! Bună seara, doamna! Vetuță! Da, Vetuța, Beti, Elisabetuța, Elisabeta, cum vreți dumneavoastră? Ia să vedem, vocea asta eu o cunosc, dar dacă n-am mai auzit-o de mult, sper să nu mă înșel, nu știu... Păi dacă mă chinui să vorbesc cu dumneavoastră și nu pot intra... Păi da, nu că noi v-am rugat... Ce aveți în fața dumneavoastră, în fața Ia noastră. Să vedem, e doamna Cati de la Motru, cumva? Da. Doamna Cati, am o ureche... Doamne, chiar am fost să-mi fac o audiogramă săptămâna asta și se spune... Da, sunt bine. Vă mulțumim că ați intrat în direct cu noi și ascultați-ne doar un minut. Noi, când... Vă mulțumesc mult de tot de frumusețele care sunt în fața noastră. Vedeți, Doamne, ce frumusețe avem. Și noi vă mulțumim și vă dedicăm toate cântecele noastre. Doamna Cati, când vedeți numărul afișat acolo pe ecran, înseamnă că puteți să sunați. Când nu este afișat, înseamnă că nu putem să luăm telefoane. Să fie toată emisiunea cu fetele astea frumoase pentru copiii mei și nepoții mei. Să fie, doamna Cati, și pentru toți motrenii. Da, da. Vă niște fete, niște păpușele ce n-ai văzut. Începând cu păpușa asta mai mare și păpușile mai mari, terminând cu cele mici, da?
Decât la gol, așa ceva, pentru că eu nu te vei altceva. Da, și cu dumneavoastră uite sunteți altceva. Uite cine știe, vei? Emi TV este altceva. Da, toți telespectatorii noștri sunt altceva împreună cu noi. Oricum, vă mulțumim de așteptăm Revelionul să-l petrecem cu Emi TV. Da, cum să nu, și Crăciun, și Revelion, și Sfântul Ion, da, și da. Sfântul Nicolae, și Moș Nicolae. Nici nu știți ce surprize v-am pregătit, așa că urmăriți-ne. Vă mulțumim din suflet, mai stă cineva pe fir, îmi spune Gigi, soțul, știți dumneavoastră? Eu vă mulțumesc mult de tot și vă doresc sănătate și sărbători fericite la întregul Emi TV și la copilul meu Emil Badea cu familia lui. Da, cum să nu, da, doamna îl iubește atât de mult pe Emil, încât cred că vrea să-l înfieze până la urmă. Emil, te salută doamna Cati și pe noi. Mulțumim, doamna Cati, salutări tuturor și vă mai așteptăm când se poate cu mult drag. Ia să mai ascultăm și să o întrebăm și pe domnișoara, că domnișoara e mare, cred că a intrat în bucătărie. A intrat în bucătărie până acum. De, microfonul, ia un microfon. Stai, Elena, că mai vorbești cu fetele, că poate prin curaj lângă tine, știi? Tu ai intrat în bucătărie până acum? Da, cum să nu? Da, să nu spui că știi să și gătești așa. Câți ani ai? 17. A, tu mai ai un pic mai și deja faci buletinul. Adică buletinul l-ai făcut, dar devii așa, faci majoratul, da? Și vrei să zbori de acasă? Sau încă stai nu prin preajmă? Încă nu, stau acasă. Da, ești acasă. Bine. Dar după 18 ani, unde ai de gând să mergi așa? Vrei să mergi la o facultate? M-am gândit la facultatea de drept. Aș vrea să mă fac un avocat foarte bun. Doamne ajută să ne reprimim dar și pe noi artiștii pe undeva când e nevoie. Ce zici? Sigur, vă scap din melele. Păi mai săr, că pe pandemie au fost destule. Da? Da? Și dacă vrei să-ți mai, dacă vrei să mai spui ceva, apropo, că ce te întreba mai devreme, dacă știi să gătești ceva special cu mamii tău în bucătărie, dacă tot am ajuns și la bucătărie. Special sunt preparatele italienești pe care noi le facem acasă mereu și mereu de fiecare dată. Mă gândeam că zici că știi să faci, nu știu, o sărmăluță, o piftie. Și sarmale, și piftii, și de toate pot să fac. Bine, o să-și cer rețeta la preparatele italienești. Sigur. Da? Până atunci, dragilor, rețeta noastră cea mai frumoasă, știți care este, cântecul ăla ajunge la sufletul dumneavoastră, din sufletul artiștilor care sunt în această seară aici la Emi TV, vi-l dăruim cu tot dragul. Muzica! Eram la Stoina comună, fete și băie s-adună. Din Stoina până Logrești, din Căprem până Berlești se adună. Lele floare, de la mic și până la mare. Din Stoina până Logrești, din Căprem până Berlești se adună. Lele floare, de la mic și până la mare. Joacă fete, joc și eu, cum se joacă satul meu. Din Stoina până Logrești, din Căprem până Berlești se adună. Lele floare, de la mic și până la mare. Din Stoina până Logrești, din Căprem până Berlești se adună. Lele floare, de la mic și până la mare. Lăutar din tată-n fiu, veniți de la Târgu Jiu. Din Stoina până Logrești, din Căprem până Berlești se adună. Lele floare, de la mic și până la mare. Din Stoina până Logrești, din Căprem până Berlești se adună.
place râs copilor, dar sunt micile, e dor, măi. Ai plecat, nică, lume, să ne fie nouă bine. Să face râs copilor, dar sunt micile, e dor, măi. Li se pare că aud poartale, să-și vadă tata. Au de toate lângă mine, dă-mi treabă mereu de tine. Li se pare că aud portale, e dor să-și vadă tata. Au de toate lângă mine, dă-mi treabă mereu de tine. Oh, oh, oh.
Vinișor, cine te-o făcut mai tare, ești bun și plăcut. Până la ziua să închinăm mai și cu toții să cântăm la mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să vă fie. La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să vă fie. De mijloc, să intrăm în cora mare, nu mai sta pe loc. Să ne prindem de mânuță, să nu dai drumul deloc. Lăuntare să ne cânte, să jucăm cu foc. Dansul nostru-i legănat, așa cum l-am învățat. Dansul de sub munte, ca la noi în sat. Vino, nana, lângă mine, prinde-mă de mijlocel. Dar ai grijă, nana, de subțirel. Dansul nostru-i legănat, așa cum l-am învățat. Dansul de sub munte, ca la noi în sat. Vino, nana, lângă mine, prinde-mă de mijlocel. Când ești nana lângă mine, eu la față mă roșesc și mă uit numai la tine ca să nu greșesc. Tu știi, nana, să mă joci, uite dansul cum îl duc. Când ești nana lângă mine, eu nu mă încurc. Dansul nostru-i legănat, așa cum l-am învățat. Ne prinde-mă de mijlocel, dar ai grijă, nana, de subțirel. Dansul nostru-i legănat, așa cum l-am învățat. Dansul de sub munte, ca la noi în sat. Vino, nana, lângă mine, prinde-mă de mijlocel, dar ai grijă, nana, de subțirel. Ține de mijloc, se uită toată lumea, ce frumos mai joc. Dansul nostru-i legănat, așa cum l-am învățat. Dansul de sub munte, ca la noi în sat. Vino, nana, lângă mine, prinde-mă de mijlocel. Dar ai grijă, nana, de subțirel. Dansul nostru-i legănat, așa cum l-am învățat. Dansul de sub munte, ca la noi în sat. Vino, nana, lângă mine, prinde-mă de mijlocel.